Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile, vedem că avem o grămadă de noutăți în joc. Începem cu acest Golden Chest, avem 584 de Gold Skeletons, avem Royal Delivery, Skeleton Dragons și Darts Goblin. Ok, mai avem un Golden Chest aici, care are 606 Gold Skeleton Dragons, Skeleton Barrel, are beți și flying machine. Ok. Mai avem aici 500 de gold plus un free chest care are 113 gold, are două gemuri, Royal Delivery și 3 musketeers. Ok. Să vedem și în special offer ce avem. Băi, nimic interesant. Avem chestul ăsta de 500 de gemuri, care e mult prea scump după părerea mea. Și ok, hai să luăm crown chest-ul. Acum avem aici 1174 de gold, încă două gemuri, mai avem fire spirits, elixir collector, skeleton barrel și tombstone. Ok, mai luăm 130 de star points și să continuăm. Mai avem aici un reward de 5000 de gold. Un reward binevenit. Ok. Și mai avem acest giant chest care are 2961 de gold, are clonă, are valkyrie, Goblins și Hog Rider, 41 de bucăți. Avem un total de 900, de fapt de 660 de Star Points. Hai să vedem, a început și War-ul și a început și un nou challenge. Băi, dar mă uitam aici că mai sunt 4 minute de boost și noi ar fi fost bine să dăm drumul la un chest mai mare. Hai să dăm rapid un match de 2v2. Să vedem dacă reușim să obținem un nou chest. Ar fi fost bun un golden chest sau poate un magical. Da, și încă nu ne găsește un quake pier. Hai că ne-a găsit. Hai să vedem. Începem cu Baby Dragon-ul. Să punem aici un mini P.K. Ok, și avem un push destul de bun pe partea stângă, dar care din păcate s-a dus pe cei Goblins. Un erou stat destul de prost acolo de Kobe-ul ăsta. Putea să prindă toți scheletonii. Ok. Băi, trebuie neapărat să câștigăm meciul ăsta ca să putem da start la un nou chest. Să punem Valkyria pe partea stângă, pentru că avem ceva de meci luat pe turnul din stânga. Vom trimite și Hog-ul. Ok, hai să vedem. A, se descurcă el acolo cu Mega Knight-ul, n-are nevoie de ajutor. Și vom trimite Hog-ul pe partea dreaptă. Vom da și un freeze aici. Ah, din păcate s-a ridicat acel Tesla. Să punem mini P.K. pentru acel Mega Knight. Bun, scoate Mega Knight-ul. Mai rămâne muschetiera pe care probabil va pune prințul. Bun, și suntem într-un mic avantaj momentan. Să punem aici Baby Dragon-ul. Nu ceva, de ce nu pui nimic? Oh. Da, nu mai suntem în avantaj. Nici nu știu ce s-a atacat. Oricum ar trebui să mutăm un joc pe partea stângă.
să mut joc pe partea stângă. Băi, și din păcate ne-a scos acolo. Trupele. Da, un prieros aici. Un prieros nu foarte util. Hai să vedem. Ok. Da, cu siguranță nu vom câștiga acest meci. Da, deja ne-a scos. Se duce ușor boost-ul, mai sunt 41 de secunde, deci clar nu mai avem nicio șansă să prindem un nou chest pe boost, dar oricum, hai să continuăm cu meciul la war sau mai bine la challenge. Hai să încercăm la challenge totuși. Trebuie să ne facem un deck. Avem o grămadă de cărți de level maxim. O grămadă, cam toate. Hai să vedem ce folosim aici. Băi, luăm Valkyra. Luăm Tesla, o să luăm Lumberjack, Freeze, Baby Dragon, Flying Machine, să luăm și Arrows și ne-ar mai trebui o carte. Ne-ar mai trebui o carte și voi lua arcașele. Sau Pogu, nu, hai să luăm Pogu în loc de Baby Dragon. Și hai să luăm Fireball în loc de Flying Machine. Avem mini pack, avem și mini pack. Am putea să luăm mini pack, să facem deck-ul nostru clasic cu care rupeam pe vremuri. Bine, n-avem racheta, dar e bine oricum. E bine și varianta cu Fireball. Ceva, nu știu, era bun și healer-ul, poate healer cu mirror. Bun, hai să încercăm așa pentru început și să vedem cum ne descurcăm în acest challenge. Ok, începem cu arcașele. Hai să punem aici un mini PK. Băi, nu înțeleg de ce mi le mai arată la level maxim dacă mi le dă de level 9 de turnament, nu înțeleg. Punem un freeze aici. Am putea să dăm și un fireball pe muschetiră. Da, și reușește mini peca destul de mult acolo. Punem Tesla. Punem aici ca să salvăm turnul, dar nu reușim. Holy fuck, cât ghinion am avut aici. Vom trimite arcașele pe partea stângă, chiar la fix, după ce a dat acel log. Și haide să vedem. Bun, o să mai punem Valkyra. O să trimitem și mini PK și mai avem, nu mai avem elixir pentru freeze. Să-l punem acum. Excelent. Bun. Ah, a avut scheletonicei mici. Așa cum trimite hog-ul, probabil. Punem și arcașele. Da, și cred că ar trebui să jucăm mai mult pe spell-uri, pentru că mi se pare destul de greu să ne apropiem de turn. Hai să mai încercăm totuși un atac. Hmm.
spună și scheletonii mici, da? Mă așteptam la asta. Dar din păcate nu reușește să ajungă pe turn acel din PK. Să vedem aici, în ocupăm de muschetiră. Ocupăm și de acest hog. Trimitem și noi hogul. Și ar trebui să vedem. Da, nu reușește. A reușit un hit pe turn și asta e destul de bine. E foarte bine chiar. Holy fuck, cât de puțin damage dă pe turn acest fireball. Să ne trebuiască vreo 3-4 ca să... Dăm un arrow și am pierdut. Grozav. A, bă, nu, am câștigat. Am câștigat meciul. Mă așteptam să-l pierdem, am văzut că se duce hog-ul, n-avem elixir pentru Tesla și m-am gândit că, băi, clar e pierdut. Bun, obținem o primă victorie norocoasă, cred că o să schimbăm decul, nu am fost foarte mulțumit de el. Hai să și donăm în clan. Ok, bun. Am putea să mai dăm un meci. Hai să dăm și un draft battle sau mai bine un... Hai să dăm un meci de 1v1. Să vedem dacă reușim să obținem o nouă victorie. Trimitem Baby Dragon-ul. Spunem Tesla. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Trimitem și mini PK aici. Și are un PK mare. PK mare care se luptă cu un PK mic și câștigă PK mic din fericire. Ok. Să întoarcem acest PK mic din drumul lui spre tur. L-am întors pentru o secundă și reușește să ne dea 3 hituri. Practic ne ia mai mult de jumătate la viață din turn. Dar a fost o greșeală. Ar fi trebuit să pun Valkyra direct. Păi simt că o să-l batem, sincer. Aș fi preferat să ne doboare turnul, pentru că s-ar fi activat King Tower-ul. Ok, lăsăm să se ducă cu... Să mă așteptăm un pic. Ok, hai să vedem. Care pe care, prietene? Pus și Valkyra. Și vom da un freezer aici. Când să mai pună ceva? Perfect. Excelent. Scăpăm fără damage. Trimitem și Valkyra în față. Trimitem hog-ul și ar trebui să-i doborâm turnul. Dacă nu, oricum suntem la un Arrows distanță. Și hai să ne luăm turnul. Ok, bun. Și cumva meciul s-a întors în favoarea noastră dintr-o dată. Destul de rău pentru el. N-are nici clădire. Asta ne va fi foarte ușor cu un freeze aici. Pam, pam. Încă un hit. Excelent. Bun,
obține victoria. O victorie destul de grea obținută, dar o victorie muncită. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!